Studenții Universității din Pitești, de la Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare, au participat la concursul național Tehnologii de Interconectare în Electronică. Echipa a fost coordonată de domnul profesor Alin Mazăre. Este un concurs care în acest an împlinește 30 de ani. Se ține la nivel național cu toate facultățile de profil din țară și presupune două etape. O etapă locală în care noi facem un concurs local unde selectăm echipa care merge la națională. Din toți anii de studii dăm un concurs local aici și o să vedeți imediat la studenții noștri, urmând ca până acum ne deplasam într-un centru universitar din țară care era stabilit și un centru organizator și acolo concurau studenții noștri în 4 ore, trebuia să rezolve un subiect pregătit de mediul industrial. Partenerii acestui concurs sunt Drexelmeier și Continental. Studenții fac pregătire suplimentară cu specialiștii acestor companii și iau contact cu tot ce este nou în domeniu. Avem o colaborare foarte strânsă și foarte fructuoasă cu acești parteneri. Ei au asigurat premierea studenților cei mai buni de la acest concurs în premii, compensații financiare și, de asemenea, compensații materiale. Este o nouă experiență. Acum am fost pentru prima dată când am participat. Subiectele sunt cât de cât accesibile și sper să particip în continuare. Concursul a presupus crearea unui cablaj pe mai multe porțiuni, schematic, cablaj propriu-zis prin PCB, componente de schematic și footprinturi. Ce anume te-a determinat să participi la acest concurs? Pregătirea și formarea pentru viitor, găsirea unui loc de muncă pentru studiile pe care le am la această facultate și câștigarea unui premiu. Consider că a fost o experiență foarte bună pentru pregătirea noastră profesională, pentru încercările care vor urma. Am participat la acest concurs deoarece vreau să prind cât mai multă experiență în acest domeniu. Vă gândiți să participați la următoarele ediții? Da, aștept cu nerăbdare următoarele ediții, deoarece vreau să mă întrec pe mine în anii următori și să aduc rezultate din ce în ce mai bune. A fost o experiență nouă, am fost chiar singura fată din echipă și eu împreună cu colegul meu am fost și cei mai mici din echipă, suntem anul 2, am concurat pe anul 1 noi, acum. A fost un schimb de experiență, am apucat să comunic cu persoane de la alte facultăți, cu profesori de la alte universități, am apucat să cunosc colegii mei, pentru că noi suntem în regim online acum și nu-i știu pe toți, chiar a fost o experiență plăcută. Ce anume te-a determinat să participi la acest concurs? Am aflat de concurs imediat după admitere, în anul întâi de facultate, de la domn profesor Mazăre și mi-a spus că e o idee foarte bună să particip și am zis că de ce nu, având în vedere că mă pot și perfecționa pe ceva anume care vizează profilul meu de facultate. Acest concurs pentru mine este o șansă de a arăta ce am învățat, de a mulțumi profesorii care m-au ajutat pe tot parcursul drumului meu în această facultate și pentru a căpăta puțină experiență. Vă gândiți să participați la următoarele ediții? Mai mult ca sigur. Vreau să leagă celorlalți că pot mai mult decât am făcut anul acesta. Suntem aici pentru a-i premia pe câștigătorii acestui concurs. Avem premii atât pentru locurile 1, 2 și 3, cât și pentru studenții care au luat mențiune. Prin aceste premii, care să sperăm că nu sunt doar simbolice, dorim să-i încurajăm să-și continue studiile, cercetarea și performanța bună pe care au avut-o și până acum și pe mai departe. Așa că pentru primele 3 locuri le oferim studenților câte un kit de dezvoltare Arduino, plus o sumă în bani care să-i ajute să-și cumpere tot ce mai au nevoie pe lângă, sumă care diferă de la locul 1 până la locul 3, iar pentru toți studenții care au luat mențiune, le oferim câte un kit de tastatură și mouse, exact la fel cum au și inginerii care lucrează în Continental. În urma parteneriatelor, studenții devin ingineri în cadrul companiilor.